În România, aurul s-a scumpit continuu după începerea războiului dintre Israel și Hamas. Gramul de aur e acum mai scump, în medie cu peste 8% față de 7 octombrie, ziua declanșării ostilităților. Prețul aurului afișat la Banca Națională a atins un nou record de aproape 300 de lei gramul după ce a crescut semnificativ la marile burse internaționale. Uncia de aur se vinde acum cu aproape 2000 de dolari, cu 8% mai mult decât la momentul începerii războiului din Israel. Economiștii spun că scumpirea metalului prețios e o consecință a cererii tot mai mari din partea investitorilor care vor să-și pună economiile la dăpost în vremuri de criză. Aurul este o monedă de refugiu, este un mod în care poți compacta averea și o poți păstra pentru situații economice destul de dificile cum se regăsesc cu Rusia și Ucraina și mai nou în Israel și cu Palestina. Unele case de amaneți din București vând acum gramul de aur de 18 carate cu 295 de lei și îl cumpără cu 194 de lei. Și bijutierii anunță prețuri mai mari. Asta ne obligă să creștem și noi prețul la gram. Ar putea să crească aproximativ cu creșterea prețului aurului. Deci dacă crește cu 10%, o să avem și în domeniul bijuteriilor o creștere cu 10%. Cumpirea aurului va aduce prețuri mai mari la bijuterii, dar și oportunități de câștig pentru cei care și-au investit deja economiile în acest metal prețios. Mă interesa o pereche de cercei, dar la prețurile astea nu. Probabil că există și alte efecte secundare în afară de creșterea prețului la bijuterii. Am cumpărat mult aur acum câteva luni de zile și crescând prețul înseamnă că și pentru mine este mai bine. Economiștii se așteaptă ca prețul aurului să crească și mai mult dacă războiul dintre Israel și Hamas se va extinde în regiunea Orientului Mijlociu.